Hai să gătim chec cu mandarine împreună cu căsuța mea. Ungem o formă cu diagonala de 22 de centimetri cu unt. Presurăm cu zahăr pe toată suprafața. Curățim mandarinele și le tăiem în jumătăți. Le așezăm cu partea tăiată în jos. Pentru aluat mixăm ouăle cu zahărul 4-5 minute. Cam așa textura ar trebui să primim. Adăugăm untul topit și răcit și esența de vanilie. Mai mixăm puțin. Într-un vas amestecăm făina cu praful de copt și scorțișoara. Încorporăm amestecul solid cu cel lichid. Turnăm compoziția peste mandarine. Nivelăm suprafața. Dăm forma în cuptorul preîncălzit. Scoatem checul din cuptor și îl întoarcem în așa fel cum o fac eu. Checul poate fi servit atât cald cât și rece. La mulți ani!